Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Astăzi vom face o prăjitură cu miere de albine. Și o vom decora cu ciocolata făcută ieri, cu voin direct. Făină integrală și cu miere de albine, prăjitură cu miere de albine, cu foi făcute cu miere și făină integrală și crema din ricota și smântână pentru frișcă și miere. Așa arată și în interior. S-au și încercat. Pentru prăjitura noastră cu miere de albine o să avem nevoie de un ou, de 100 de grame de miere de albine. Puteți pune și zahăr, dar eu astăzi fac doar cu miere. 20 de grame de unt, o linguriță rasă de bicarbonat de sodiu, 170 de grame de făină integrală, puteți folosi și făină albă dacă doriți. Și o să mai avem nevoie de un cap de sare și am să-l iau de aici din borcan. Pentru crema noastră, pentru umplutură, aici am 100 de frișcă, 100 de brânză ricotta și 50 de miere de albine. Deci smântână pentru frișcă avem aici. Deci neîndulcită îndulcim cu miere. Și o să punem cât este necesar să fie dulce. Deci gustăm. Eu am făcut mai devreme, am să vă arăt. Eu am pus decât 50 pentru că noi mâncăm mai puțin dulce. Așa, și am să dau deoparte și să începem. Bine ați venit! Astăzi facem o prăjitură cu miere de albine. Și în blat și în cremă. Așa. Și aici mi-am pus o oliță cu apă și pe baie de abur o să punem untul. Să se topească împreună cu praful de sare, cu miere de albine sau cu zahăr și topim, deci amestecăm până când se topește zahărul sau mierea. Eu am miere de albine, dar puteți face și cu zahăr. Este o prăjitură cu miere, este foarte bună. Și eu astăzi fac cu făină integrală. Așa, să luăm de aici tot. Și acum o să amestecăm totul cu untel. Și o să punem și oul peste. Și amestecăm așa bine. Și în momentul când s-a topit zahărul sau mierea, deci nu se mai simt și s-a încălzit bine, bine, adăugăm bicarbonatul de sodiu. Așa. Mierea noastră s-a topit, s-a încălzit, nu trebuie să se încălzească mai mult de 50 de grade, altfel facem un scrob. Așa. Și dacă faceți cu zahăr, deci să fie zahărul topit. Și amestecăm untul, aici am pus untul, praful de sare, oul și miere de albine. Așa amestecăm bine, bine, bine. Acum voi da deoparte apa. Și vom adăuga praful de copt.
amestecăm să se răcească puțin, puțin. Deci o să facem foițe subțiri, am să le tai cu așa un cerc în inel și 2-3 minute la cuptor. Așa. Deci începe să se răcească puțin și acum adăugăm toată făina. Deci în afară de 170 de grame de făină, o să mai avem încă nevoie de 30-50 de grame când întindem. Așa, și am să pun toată făina, eu am făină integrală, deci 170 de grame. Și o punem așa pe toată și amestecăm. Am să scot elul și am să amestec o palețică. Apoi lăsăm aluatul să se odihnească 2-3 ore și după aceea îl putem lucra. Ia uitați-l. Nu trebuie lucrat prea mult. Deci aceasta este consistența, vedeți? Și eu l-am făcut mai devreme ca să putem lucra acum. Ia uitați. L-am pus în folie. Deci îl acoperiți și îl puneți la rece sau într-un loc răcoros să se odihnească, vedeți? Așa. Și îl dăm deoparte și avem aluatul nostru făcut mai devreme, gata, odihnit. Să vi-l arăt cum arată. Ia uitați-l. Așa. Vedeți? Așa trebuie să arate. Și îl punem aici pe masa noastră de lucru. Dăm deoparte să se răcească și să se odihnească. Și acum că s-a burit. Am să deschid cuptorul la 180 de grade să se încălzească cât timp facem dăm formă, întindem aluatul. Eu îl pun și sus și jos să se încălzească, că se face repede. Aici am puțină făină, dacă ne trebuie să întindem. Așa. Și acesta este aluatul și am să-l împart în 8 bucățele. Deci din aluatul de dimineață am făcut jumătate, am făcut prăjitura și jumătate mi-a rămas. Și împărțim în 8. Așa. Și avem 8 bucățele. Și o să întindem 8 foi. Așa. Opt foițe mici. Deci o să tăiem cu acest inel. Punem puțină făină pe masa de lucru. Și întindem. Subțiri, subțiri. Să vedem. Și acum tăiem, vedeți? Luăm surplusul și punem într-o tavă. Eu mi-am pregătit aici o tavă. Luăm surplusul și punem într-o tavă. Eu mi-am pregătit aici o tavă și încă puțin și am terminat. Așa, și întindem. Tăiem, tăiem și aceasta este a 8-a și băgăm la cuptor. E să tăiem așa mai bine. Ia uitați și acum dăm la cuptor.
Și cât noi strângem aici, sunt gata. Deci 2-3 minute pentru frișcă. Avem ricota și miere de albine. Deci această compoziție de umplutură este pentru o singură prăjitură. Deci noi dacă facem două, ne ies două, punem 200 de smântână, 200 de ricota, brânzică ricota și 100 de miere de albine. Și acum o să începem să batem puțin frișca. Așa. Ne uităm și la cuptor. Am să adaug și ricota. Și mierea de albine. Nu adaug alte arome pentru că vrem să se simtă bine gustul de miere. Așa. Și acum o să batem încet, încet o să mixăm. Și crema noastră este gata. Ia să vedem la cuptor. Cred că sunt gata. Au trecut 2 minute. Așa. O să dau crema deoparte. Ia uitați-le, vedeți? Sunt gata. Și închidem cuptorul și le scoatem. Le scoatem și le punem aici pe fundul nostru. Și le lăsăm să se răcească puțin și după aceea putem, aici avem aici o farfuriuță, aici avem inelul nostru și o să-l punem direct pe farfurie. Așa, având în vedere că este un pic curvată, eu am să pun un cerculeț mai mic jos și după aceea am să umplu. Am să le dau puțin la frigider, acestea că sunt calde. Și am tăiat partea de jos, deci mai micuță, să o punem aici și după aceea vom pune crema și restul foilor. Deci cât se răcesc acele la frigider, noi să punem. Și avem inelul nostru. Așa. Am să pun puțin din cremă aici în mijloc. Și acum voi pune prima foaie. Așezăm prima foaie și apăsăm așa bine. Și acum putem pune din umplutura noastră, din crema noastră. Așa.
Și ducem așa peste tot. Punem altă foaie. Apăsăm. Și punem cremă. Și așa procedăm până umplem aici sus. Așa, astăzi nu merge internetul deloc. Sper să se înțeleagă ceva din acest video. Dar asta e. Așa, și mai punem încă o foaie. Deci mini tortulețe o să facem. Deci ajunge perfect pentru 6 foi cremă. Și punem și ultima foiță peste. Așa. Și întindem așa un strat de cremă. Și după aceea, cu mare, mare răbdare, o să o scoatem. Așa. Ar fi ideal să le lăsați măcar 2-3 ore în formă, să-și absoarbă din cremă aceste foi și după aceea să le scoateți. Am să încerc să scot acum, să vedem cum a ieșit. Așa. Așa, dăm deoparte. Încercăm să o scoatem. Aici avem trandafirașii noștri și o să punem așa câte unul deasupra. Și să încercăm să scoatem încet, încet, încet. Am să fac o mică presiune așa peste. Și am să scot încet, încet, încet. Așa. Și dăm la frigider. Și aici deasupra, vedeți, cu o racletă din asta cu pieptene. Așa. Ștergem. Și tragem așa și pe părțile laterale. Așa. Ia uitați ce a făcut dimineața și ce a făcut acum. Două prăjituri delicioase. Și o să punem din lalelele noastre. Ia uitați. Așa. Și punem și laleaua făcută cu voi ieri în direct. Ia uitați ce frumusețe. Așa, și o așezăm aici pe prăjitura noastră. Și avem două delicioase prăjituri. Două mini torturi cu miere de albine. Ia uitați, eu vom prăjitură făcută în direct cu voi. Așa, trebuie dată la frigider și ce a făcut mai devreme. Și ce a făcut mai devreme, să o și tăiem. Am să o dau pe aceasta și la frigider. Și aceasta să o tăiem, să vedem cum este și în interior. Am să o tai așa cu lama. Am pus lama în apă caldă și acum să tăiem, să vedem ce a ieșit. Ia să tragem așa. Și să desfacem.
Să desfacem așa, să vedem cum este. Ia uitați cum arată în interior. Deci cu făină integrală și cu miere de albine, prăjitură cu miere de albine, cu foi făcute cu miere și făină integrală și crema din ricota și smântână pentru frișcă și miere. Așa arată și în interior. Să o încercați! Vă pup și vă doresc multă sănătate și ne vedem în altă zi cu alte rețete. Pupici! Încerc să le fac în direct. Vă pup, o zi frumoasă și vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că mi-ați fost astăzi alături, mi-ați făcut companie. O zi frumoasă, la revedere, pupici și vă las această rețetă. Eu public și pe canalul meu de YouTube, prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Acolo găsiți peste 1000 de rețete. Acolo mă găsiți cu toate rețetele. Cu toate video făcute pas cu pas. La revedere și multă, multă sănătate vă doresc!